Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la ultimul episod din Jurassic World Evolution 2. Mai bine zis, la ultimul episod din această serie. Nu mă voi opri aici cu acest joc. Probabil voi continua și voi mai crea și alte parcuri, dar în acest episod voi crea ultimele două habitate, iar la final vom da turul ca de fiecare dată pentru a observa toate detaliile, să observăm parcul și, de ce nu, să revizităm dinozaurii, în caz că i-ați ratat poate pe careva, acum e momentul și o să puteți să-i revedeți. Bun, dar până acolo, mai întâi voi construi cele două habitate. Mi-a mai rămas o bucată din mapă destul de măricică, cum am zis și data trecută, așa că am decis să o împart aproximativ în jumate. Primul habitat, acesta pe care îl vedeți că îl construiesc acum, este un pic mai micuț și în el voi plasa Indoraptorul. Vor fi doi la număr. Inițial am optat pentru 3, doar că atunci când i-am pus în habitat, i-am plasat, am văzut că nu este destul de măricel, este un pic cam micuț acest enclosure și ar fi fost un probleme. Bine, nu chiar atât de mare, n-ar fi avut cum să evadeze pentru că aceste garduri pe care le folosesc sunt de level 5 și cam greu de evadat, sincer. Oricum m-am pus aici în partea de la intrare din fața habitatului două porți, la fel tot pentru siguranță, bineînțeles, să nu cumva să evadeze. Iar lângă acest habitat, lângă el a rămas o porțiune goală în care voi construi și voi folosi practic acea zonă rămasă pentru a adăuga din nou câteva magazine, restaurante. Am mai adăugat un adăpost, un shelter și, dacă nu mă înșel, parcă vor fi două restroom-uri, da, două toalete. Unul va fi vis-a-vis de habitatul Tylosaurului și celălalt exact în zona pe care am creat-o. Bun, cel de-al doilea habitat pe care îl voi construi va fi un pic mai măricel și totodată de aceea am optat pentru a include în el și girosferele. Am zis de ce nu, vizitatorii să vină să viziteze din nou acel habitat, pot folosi girosferele și pot observa mai îndeaproape speciile folosite și că veni vorba de specii de dinozauri. În acest habitat vor fi trei specii de dinozauri erbivori și aceștia sunt Apatosaurus, Pachyrhinosaurus și Homalocefer. Apatosaurus pot zice că se seamănă puțin cu Diplodocus. E un pic mai micuț, nu e chiar atât de mare, dar mă refer din perspectiva structurii și a scheletului, da, sunt un pic asemănători, doar că, exact cum am zis, față de Diplodocus, Apatosaurus este un pic mai micuț. Bun, Pachydinosaurus este un verișor mai îndepărtat al Sinoceratopsului, pe care îl avem în parc și se află în primul habitat pe care l-am construit împreună cu Dryosaurus. Da, dacă mi-aduc bine aminte, sunt aceste două specii de dinozauri. Iar, cum am zis, Pachyrhinosaurus este un verișor mai îndepărtat cu Sinoceratopsul și cu Pticeratops, adică sunt cam din aceeași gamă, pot spune. Iar Homalocefel, dacă nu greșesc, este cel mai mic dinozaur erbivor. Cel mai mic dinozaur dintre toți, per ansamblu, este Compiz, pe care i-ați văzut data trecută, dar și se află împreună cu Allosaurus. Sunt în același habitat. Iar acesta despre care vorbesc, Homalocefel, este, cum am zis, dacă nu mă înșel, cel mai mic dinozaur erbivor. Nu este chiar așa de mic ca un Compiz, adică nu cred că trebuie să mă apropii să dau zoom atât de mare în habitat pentru a-i putea observa. Sunt vizibil de la o distanță și mai îndepărtată. Bun, aceasta este zona despre care vorbeam, la fel pentru vizitatori, unde am plasat toate acele restaurante, adăpostul și așa mai departe.
Iar pe lângă astea, singurul lucru pe care l-am mai făcut a fost să mai adaug câteva decorațiuni, să înfrumusețez parcul, așa cum îmi place mie să spun, și cam asta a fost tot, da. Aici m-am jucat cu environment-ul, atât în acest habitat cât și în celălalt. Am adăugat foliage, m-am jucat cu terrain, water și așa mai departe. Am creat ambientul potrivit, pot zice, pentru viitoarele specii de dinozaur care urmează să fie plasate în aceste habitate. Bun, atunci eu vă las aici, vă las să vă bucurați în continuare de acest speed build, iar noi ne vom revedea în partea a doua, cum am zis, și vom vizita practic tot parcul, toate speciile și da, practic tot ce am construit până acum. Așa că enjoy the video, noi ne auzim mai încolo. Bye! Thank you.
Ok, bun. Am revenit și, cum am zis, cele două habitate vor fi pentru Indoraptor, cel mai micuț, iar cel în care se află girosfera, unde vizatorii pot totodată să dea un tur în acel enclosure. Sunt Apatosaurul, Pachyrhinosaurul și Homalocephal. Homalocephal este un dinozaur foarte micuț, sper să fie, adică de fapt din girosferă o să fie vizibil mai mult ca sigur. Nu cred că va fi o problemă, iar acesta este turul final practic. Suntem exact la intrare, parte de început pe care am creat-o cu ceva timp în urmă și mă gândeam să folosesc exact Jurassic Tour-ul pentru a vizita primele trei habitate pe care le-am și creat și sunt exact aici în partea din față. Oare pot intra? Nu. Păcat. Credeam că pot intra înăuntru în acest visitor center. Dar nu se poate. Bun. Am ocolit puțin și ne îndreptăm exact spre Jurassic Park. Ia să vedem. Drive sau ride? Hai să zic drive. Vreau să schimb camera. Perfect. Bun. Aceste primul habitat în care îi avem pe Dryosaurus, sunt exact aceștia, primii cei mai micuți. Iar cealaltă specie de dinozauri care seamănă puțin cu, da, aș putea să zic cu Triceratopsul, sunt Sinoceratopsii. Sunt aceștia de aici. Hop, se pare că s-a speriat puțin. O să înaintez puțin mai rapid, doar pentru a fi sigur că nu mă va lovi. Ok. Bun, deci ăsta ar fi primul habitat. Mai apoi vom intra în cel de-al doilea, în care am Sauropelta și Amargasaurus. Acesta este unul dintre Amargasaurus. De fapt, chiar toți sunt aici, patru, sau oare mai mult de patru, nu mai țin minte câți am incubat. Cred că posibil să fie incubat mai mult de 4, dar unii sunt aici, se pare. Și aici putem vedea, de fapt și aici îl pot vedea mai aproape. Da, să speriat din nou de mașinuță, mereu se sperie. Și o iau la fugă. Sauropelta. Perfect. Aici, de exemplu, te poți da jos din acest tur și poți vizita în continuare parcul. Eu o să-mi continui ride-ul, călătoria și o să ne reîntoarcem în primul habitat, acolo unde avem Sinoceratopsii și Dryosaurii, la fel. Se mai vede ceva? S-au luat acolo puțin în depărtare. Nu, se pare că acolo erau toți dinozaurii concentrați în acea parte de habitat. Ups, ne întâmpină de fapt direct Sinoceratopsii. Sper să nu mă lovesc de ei. Perfect, perfect. Pot înainta mai rapid acum, pentru că deja i-am văzut. Și urmează al treilea habitat, care va fi și ultimul. Cum am zis, mi-a plăcut această idee în care se includ mai multe habitate, nu doar unul singur pe care să-l poți vizita. Aici încă nu ne aflăm încă într-un niciun habitat, este o zonă de relaxare, putem spune, în care ne pregătim pentru a întâmpina și restul dinozaurilor. O intra fix aici pe poartă.
Așa, hai cum am strecurat. Iar în acest habitat avem Parasaurolophus, cei care au skinul acela de lux, care se văd super mișto noaptea, Huyangosaurus și Diplodocus. Aici avem Diplodocus. Se văd doi dintre ei. Cei doi, de fapt, că doar pe aceștia îi am. Aici avem un Huyangosaur. Destul de micuț. Ha, ce fain aleargă. Așa. Putem da în continuare turul. Perfect, pe aici, pe sub acești copăcini ne strecurăm și noi ușor. Și ar mai trebui să mai vedem Parasaurolophus. E singurul pe care nu l-am văzut. Oricum, l-am văzut deja de atâtea ori. Cum am zis, l-am incubat și l-am plasat în acest parc doar din simplu fapt că a primit un update și avem acele skin-uri luminoase, Lux, se numește Lux 1 și Lux 2, parcă, dacă nu mă înșel. Da, aici avem un Parasaurolophus. Putem intra și noi în apă. Nu e nicio problemă, nu se strică mașina, deși e cam aproape toată băgată în apă. Practic, normal, n-ar trebui să reziste. Hai că sunt drăguți cum stau aici. Sper să nu... la fix. Nu, se pare că nu. M-a lovit totuși cu coada un Diplodocus. N-am putut să mă feresc în totalitate. Nice. Hai că arată drăguț. Vă pot arăta, de exemplu... settings și... De fapt, nu. O să vă arăt la final. O să ne continuăm turul și iar la final voi trece în modul de noapte, când soarele a apus și veți vedea atunci mai bine acele skin-uri despre care vorbesc. Bun. Deci dacă am fi terminat turul, ne-am fi dat jos exact aici, undeva, și în continuare voi merge în această direcție. Tot în față. Perfect. Iar de aici, nu știu dacă se pot observa sau nu. Se văd. Puțin Allosaurus. Sunt 3 la număr. Cred că cel mai bine o să vedem un Allosaur exact acum, dacă mă voi grăbi eu puțin. Perfect. Și aici, da, trece exact prin fața noastră. Se observă și niște compis, cum aleargă, cum țopăie de colo-colo. Nice. Chiar sunt drăguți, atât de micuți. Dacă nu te uiți, cum am zis din nou, foarte atent, riști nici să nu-i observi, să-i ratezi complet. Perfect. Deci aici avem habitatul unde sunt compis și Allosaurus. Ok, iar mai în față avem primul viewing gallery, unde am de fapt și Maradactylus. Singurii noștri dinozauri zburători, se pare că nu se... se văd. Dacă dau eu bine zoom, 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 aici așa se pot observa cum se așează pe acel suport. Da, nu prea văd să zboare niciunul și toți sunt în partea aceea. O să mă îndrept spre celălalt viewing gallery. Poate... De aici o să-i vedem mai bine. Dacă dau iar zoom, da, îi putem observa. Se văd cât de cât, e ok. Da, din păcate am observat și eu, nu prea zboară atât de mult acești dinozauri zburători.
Mai mult stau pe tot felul de pietre sau suporturi de genul copaci și așa mai departe, tot felul de alte obiecte pe care le plasezi. Ar trebui să modifice puțin treaba asta și să se facă în așa fel încât să zboare mai mult și să stea mai puțin. În momentul de față e cam invers. Da, îi putem vedea acum puțin cum au zburat și da, se va așeza din nou. Yep, bun. Hai să ieșim atunci. Perfect. Și, ia să mergem noi aici în continuare, tot în față. Aici avem din nou o zonă pentru vizitatori, unde sunt diverse magazine, restaurante și așa mai departe. Ia să încercăm de aici să vedem un spinosaur, sau poate putem vedea pe amândoi. Cam acesta ar fi următorul habitat. Rămâne de văzut în ce parte al enclosure-ului se află. Nu-i văd niciunde, deci e posibil. Hai să ne întoarcem. Aceasta ar fi cealaltă oprire al Jurassic Tour-ului, unde la fel poți coborî și poți parcurge în continuare traseul și să vizitezi parcul. Ah, da, aici se văd puțin. Cei doi Spinosaurus. Sunt dinozauri carnivori și sunt destul de mari. Yep. Hai că arată destul de bine, am văzut. Perfect. O să ne continuăm drumul pe aici, tot în față și nu, aici intrarea de la Spinosaur, nu mă interesează. Aici avem un hotel, cel de data trecută, dacă nu mă înșel, pe care l-am plasat și să încerc, hai să vedem, poate putem observa mai bine pe Spinosaur, la fel din nou. Să încercăm un... Hai să încerc de la platformă. Da, mai putem vedea aici puțin în cotură. Hai că dai un zoom. Bun, ăsta e maxim. Nice. Perfect. Iar vis-a-vis avem noile habitate. Hai să intru de fapt tot în platformă. Primul habitat este acesta pe care l-ați văzut în Speed Build, unde avem Apatosaurul, Pachyrhinosaurul și Homalocephal. Aici se văd Apatosaurus, cei patru Apatosaurus. Restul, nu știu dacă îi putem observa, dacă se văd pe undeva pe aici. Nu chiar. Ah, ba da, văd aici un Pachyrhinosaurus. Dar, sincer, nici mă chinui să stau să-i vânez, pentru că avem girosfera, care va fi mai mult ca sigur următoarea noastră oprire și vom da o tură cu sferele. Perfect. Cam așa. Nice. Putem observa de aici Allosaurus. Din nou. Avem din nou un punct pentru acest habitat. I-am prins la fix pe ceilalți doi. Din această parte enclosure-ului. Iar mai apoi, dacă urmăm această cărare, acest path, putem observa că, da, de fapt se pare că le-am pus invers. Bun, n-am observat și celălalt, l-am pus invers, oare? Da, nu am, chiar nu am observat deloc. Ar trebui aceste semne să fie vizibile și să le poată citi, de exemplu, vizitatorii și să știe că se îndreaptă către
girosfere. În stânga este habitatul Indoraptorului, unde sunt doar doi, din păcate. Am vrut să plasez trei, însă nu am avut suficient... Da, nu e suficient spațiu, nu e destul de mare. Se vede vreun Indoraptor de aici? Nu. Din platformă? Posibil. Da, aici avem un Indoraptor. O să vi arăt și mai îndeaproape, mult mai îndeaproape. Da, hai să ieșim. Și se pare că da, toate aceste semne cu girosferele le-am pus invers. Până și pe acesta. Nu-mi dau seama de ce nu am observat. Ok. Hai să dăm o tură cu sferele și switch camera. De ce? Ba, așa, perfect. De ce nu pot să văd de sus mai bine? Bun. Deci este habitatul unde avem apatosaurul, pachirinosaurul și homalocefel. Momentan nu văd pe niciunul din acești dinozauri. Hop, era să mă duc direct în piatră. Ah, aici avem Apatosaurus. Sunt destul de silențioase aceste girosfere și da, nu cred că îi sperie pe dinozauri ca și acele mașinuțe, de exemplu, care sunt destul de gălăgioase și dinozauri se sperie destul de des de ele. A, aici avem Pachyrhinosaurus. Sunt 5 la număr. Asta e interesant. O să vi arăt și pe ei mai îndeaproape. O să intru pe fiecare în parte pentru a-i observa și voi, pentru că nu am făcut asta. Dar o voi face după ce voi termina cu girosferele. Da, nici... aici dorme unul și celălalt văd că se plimbă. Nici omul acefel nu le-am văzut încă. Posibil să-i fi ratat. Sunt destul de micuți și ei. Și da, văd că am terminat turul. Mai mult ca sigur i-am ratat. Sau, a, nu, sunt exact aici. Nice. Hai că nu i-am ratat. Aceștia sunt. Sunt foarte, foarte, foarte micuți. Bine, nu mai micuți ca și compis, dar undeva pe acolo. Bun. Asta ar fi turul cu girosfera. Perfect. Și acum, hai să intrăm pe fiecare în parte. Să dăm cu zoom și să-i vedeți mai bine. Sunt foarte micuți, cum am zis, și destul de greu de observat, mai ales dacă, de exemplu, intră așa într-o tufă. Și, bine, pe acesta l-aș fi putut vedea, sau cred că l-aș fi văzut, pentru că are un skin destul de puternic, are culoarea destul de puternică la skin, doar că îl suni. Ok. Scuze, n-am vrut să vă întrerup. Asta vreau să zic, că sunt unii dintre ei care se pot camufla destul de bine. De exemplu, acesta se poate camufla foarte ușor printre tufele verzi, iar celălalt se poate camufla printre tufele care sunt deja moarte. Asta arată foarte drăguț. Culoarea asta de turcoaz e Gambia River Basin. Ok. Chiar arată foarte bine.
Da, de exemplu, acest dinozaur, cu acest skin, de fapt, se poate camufla destul de bine și îl pot trata destul de ușor. Bun. Next. Mai departe, hai să trec la Pachyrhinosaurus. Și aceștia sunt niște verișori destul de înrudiți și îndepărtați, cu Sinoceratopsul și Triceratopsul la fel. Aceștia au un craniu destul de îngust, din ce văd. Acesta doarme. Și cred că sfore. Da, sfore. Oh my god. Nu, niciodată nu am prins un dinozaur care să sfore. Și mi se pare atât de interesant. Oh my god. Nice. Bun, acesta se aseamănă cu celălalt. E bine că îl putem vedea mergând pe acesta. Perfect. Asta cu verde chiar arată interesant, arată fain. Și ăsta doarme. Și sforăie. La fel. Ok, și asta ar fi ultimul. 8, da, dacă nu mă înșel. Da, pe acesta l-am văzut, da, i-am văzut deja. Bun. Perfect. Și ar mai rămâne Apatosaur. Ia să vedem unul dintre ei. Sunt puțin mai micuți decât Diplodocus, dar în schimb pot spune că se aseamănă cu Diplodocusul. Doar că, așa cum am zis, sunt puțin mai micuți. Adică și coada și gâtul la fel este mai mic la această specie de dinozauri. Ok, nice, perfect. Iar acum putem continua turul, hai să zicem, de aici am rămas. Acesta e drumul care vine de la Gerosfere și ne îndreptăm spre dinozaurul nostru marin. Sunt doi, Tylosaurus, și sunt curios dacă îi putem observa din aceste platforme. Nu chiar. Nu. Nope. Cred că mai bine. Bine. Nu o să-i putem observa. Bine. Cel mai bine îi putem observa așa, din nou. I-ați văzut și data trecută. Dar nu e nicio problemă. Îi mai pot arăta încă o dată. Da, ok. M-am uitat din nou la confort, îmi zice 100%, deși spațiul ar fi putut fi puțin mai mare, laguna. Nice. Dinosaur threat, why? Ah, bine, bug-ul, am înțeles. Capture. E un bug și pentru cine nu știe, tot îmi evadează Dryosaurus prin această porțiune. Nu înțeleg de ce, cine știe. Rămâne doar de fapt să-l capturez și să-l plasez înapoi. Bun, iar ultimii dinozauri pe care nu i-ați văzut sunt Indoraptorii. Cum am zis inițial, erau 3. Doar că habitatul se pare că e destul de micuț pentru a putea susține 3 Indoraptori. Au prey suficient, doar că sigur nu au explorat.
zona și nu se vede, asta ar fi cel de-al doilea și acesta e primul. Sunt destul de fricoșător de scary. Asta a fost și ideea, cred că. Sunt o combinație între Indominus Rex, sau pot zice chiar Velociraptori, T-Rex și sau nu, mai degrabă, da, între Indominus Rex și Velociraptor, cam așa ceva. Bine, nu chiar sforăie, respir un pic mai greu, dar asta aveam să... de-am făcut liniște. Acum că am descoperit chestia asta, o să... Stau și o să ascult fiecare dinozaur în parte când doarme, dacă sfărăie. Ok. Bun. Deci, cam asta ar fi parcul. Hai să punem dinozaurul înăuntru. Perfect. Cum am zis, aceasta este partea de intrare în parc, unde avem câteva hoteluri, magazine. După aceea, vizitatorii se pot sui și pot da un tur și totodată pot ajunge, de exemplu, dacă nu vor să meargă pe jos, că e mult prea departe și, sincer să spun, chiar e destul de departe. Mă refer ce alte habitate sunt destul de departe față de această zonă de intrare. Pot lua turul și se pot da jos undeva mai în apropiere. Ori, de exemplu, în partea aceasta unde avem aviariu sau exact se pot da jos unde avem platforma spre Spinosaurus. Bun. Și cam așa arată parcul în mare, laguna. Vă pot arăta și mapa. Nu știu dacă o să reușesc să o încadrez perfect, dar cam așa, să zicem, că ar arăta toate cele 7 habitate și în total sunt 16 specii de dinozauri. Zic că arată destul de ok. Și da, aici avem lagunele, cam aici am rămas. Iar tot în față platformele, Viewing Gallery și platforma Viewing Gallery pentru Indoraptor. Bun. Cam atâta din această serie. Am terminat destul de rapid, pot să zic asta și pentru că harta e nu chiar atât de mare, e o hartă medie. Pot zice și am terminat parcul San Diego destul de rapid. Bun. Eu atunci vă las aici. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și să dați mai departe un share dacă vi-a plăcut și, de exemplu, vreți să împărtășiți și cu alți oameni să vadă și ceea ce facem noi aici. Nu știu, poate mai sunt și alți prieteni de-ai voștri care se regăsesc și cărora le place, de exemplu Jurassic World Evolution 2. Cum am zis, aș aprecia foarte mult dacă faceți asta. Eu am fost Gravity, iar noi ne vom auzi probabil data viitoare și cu o altă serie, mai mult ca sigur. Pentru că, exact cum am zis, acesta a fost ultimul episod de final. Iar mie nu-mi rămâne de făcut decât să încep un alt parc și, de exemplu, la fel să folosesc, să incubez și să plasez în habitate alți dinozauri pe care nu i-am văzut și nu i-am folosit până acum. Vreau să-i incubez pe majoritate, dacă nu chiar pe toți, dacă s-ar putea, să-i puteți vedea numai bine și voi.
Iar asta se va întâmpla clar data viitoare. Eu vă las aici și noi ne auzim mai încolo. Bye, bye!